Salut! De data asta avem o nouă provocare și un nou puzzle. Deci, noi continuăm seria noastră de provocări, pentru astăzi cu un puzzle nou, care constă în eliberarea steluței din ovalul de metal. Cei care vor participa la provocarea noastră vor avea la dispoziție 2 minute, iar dacă vor rezolva, vor fi remunerați cu 200 de lei. Condiția este că la fiecare 30 secunde trecute, 50 de lei vor fi scăzuți din suma totală. Așa că, hai să dăm start! Deci sunteți de acord să participați, da? Da. Uite, am un puzzle din două piese. Un inel de fier și o steluță. Constă în a scoate steluța din ovalul de metal. Aveți la dispoziție 2 minute și dacă rezolvați, câștigați 200 de lei. Dacă fiecare 30 de secunde trecute, din sumă, scade 50 de lei. Da. Încercați? Ok. Poți să uiți cât timp dorești și când ești gata, îmi spui și o pornesc timpul. Bine. Pornesc timpul? Este un secret nou, stai. Cine încearcă? Îmi spuneți când sunteți gata? Da, da, da. La final vă arăt rezolvarea, da. Când ești gata, eu o să pornesc timpul. Da, putem testri? Da, da, te rezolvi tu, da, puteți să testri, adică. Îmi spui când sunteți gata să începeți și eu o să pornesc timpul. Îmi spuneți când sunt gata și o pornesc secundomerul. Start! Start! Nu știu, da, nu cred că pot. Start! Ok, pornește timpul? Da, da. 3, 2, 1, start! 3, 2, 1, start! Pornește secundomerul? Da, da. Start! Încercarea vine în aer. Au trecut 30 secunde. Mai încercați, poate... Rezolvați, poate... Da? Da. Da. Caroce! Au trecut 30 secunde. A cineva o mai rezolvat asta? Da. Interesant. Nu mai îndoi. Nu știu, poate de când am zis asta. Nu știu, nu știu. Mai aveți un minut? Pe asta 30 secunde eu. Ultimele 30 secunde. Hai, stiu. E ceva cu putere și cu forță? Nu chiar, nu trebuie mult forță. Pur și simplu trebuie să găsiți unghiul potrivit. Au trecut 30 secunde. Faci tu. Au trecut 30 secunde. Da, tu poți le în mâini lor să încerci și ei să rezolvi. Au trecut 30 secunde. Mai aveți la dispoziție un minut. Bravo! Bravo, super, 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 o, ai rezolvat timp de un minut, uite, ține 100 de lei.
mai rămas un minut? Am mers după-ți cască. Dar nu am. Acolo este un colț mai mic. Ne bătută? Da. Trebuie rezolvare, nu avem nimic. Mai aveți un minut la dispoziție? Ultimele 30 secunde. Ultimele 30 secunde. A rămas 30 secunde și a câștigat 50 lei, adică din suma scursă. Mulțumesc pentru participare. Au mai rămas 30 secunde. 3, 2, 1, stop timp. Doriți mai încercați să rezolvați în afara concursului sau vă arăt o rezolvare? Vă arăt o rezolvare? Simplu? Da. Uita. Mai are 5 secunde, 3, 2, 1. Timpul expirat. Mai încercați să rezolvați, dăm în afara concursului să vă arăt eu rezolvarea. Simplu? Da. Simplu. Complicat? Foarte. Stop. Mai încercați să rezolvați de în afara concursului sau vă arăt eu rezolvarea? Simplu? Simplu sau complicat? Arată ușor, da. Puteți să-mi dați un follow pe Instagram și pe YouTube. Provocarea noastră e din două piese de puzzle, da? Da. Trebuie costeluța din inelul de metal. Da. Ai la dispoziție 2 minute. Și fiecare 30 secunde scursă, să scade 50 de lei din suma totală. Ok. Uite, eu să-mi mânez puzzle-ul și păstuiți cât dorești și îmi spui când ești gata să începi să rezolvi. Eu o spornesc secundomierul. Dacă dorești, poți să dești la prieteni, tu să încerci împreună cu tine. Îmi spui când ești gata, îi pornești timp. Mai vreau, dar să mă gândesc. Hai, mă. Start. Tu l-ai rezolvat vreodat? Da. Dacă tu nu rezolvi, la urmă îți arăt rezolvarea eu. Bratul Jar, cu deasă la sobaj. Tu ascult și intră înapoi, băi. Au trecut 40 secunde. Dar nu-l dă, e greu. Au mai rămas 30 secunde. Nu o să scoată. 3, 2, 1. Timpul la sfârșit. Ai dorit să încerci să rezolvi sau ți-ar fi rezolvat? Arată. Ușor? Mulțumesc pentru participare. Dacă poți să-mi dai un follow pe YouTube sau pe Instagram. Asta când mergem să-ți zână. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc vă pentru participare. O zi frumoasă în continuare. Mulțumesc pentru participare. Dacă poți să-mi dai un follow pe YouTube. Și mulțumesc pentru participare. Dacă puteți, ne dați un follow pe YouTube și pe Instagram. Vă dea!
Da, cred că au fost bravo toți cei care au participat. Spun asta pentru că am aici așa gen de pază care ne-a luat prima dată să o rezolv mai mult de jumătate de ori. Așa că mersi la toți cei care ați participat și cei care ne urmăriți. Pe curând!